Bun venit la primul daily vlog pe 2021! La mulți ani, încă o dată, în cazul în care n-am apucat să vă spun, în cazul în care nu v-ați uitat la mine până la momentul actual, sunt de data asta fără cavieri, fără brad, în partea aia, fără niște pisici care să-l călărească, n-avem sub nicio formă din astea, dar totuși există ceva frumos acolo, dacă puteți voi să observați. E un sac așa cu multe treburi. Moș Crăciun a plecat de mult, dar la mine știți că mai vine în ture câteodată așa, o să am de mai multe ori pe an și mi-aduce daruri multe și frumoase pe care am așteptat să le despachetez cu voi, pentru că cei care ați mai fost aici știți cu siguranță că alea sunt pachete de la voi, sunt ultimele pe care le-am luat în 2020 și nu le-am desfăcut și credeți-mă că freamă de atunci, tot sunt așa, tot îmi venea să intru în ele, mai ales în ziua de Crăciun, mamă, mă mâncau palmele într-un mare fel, dar am zis nu, să nu fac asta pentru că vreau să le desfac cu voi, că știu cât de mult vă plac clipurile de față și zic, înfrânează-te, te rog, lucrează la disciplină, Andreea, fii disciplinată, fii disciplinată, fii disciplinată, lasă-le acolo, cu siguranță se bucură fetele și băieții să le desfaceți împreună. Așa că mă tot abțiu de o groază de timp și vom face asta, dar cel mai probabil va veni în luna februarie. Însă eu mă bucur mult să fiu iarăși aici să vă prezint acest fotoliu minunat, mă, fetelor și băieților, nu l-ați mai văzut de o groază de timp, cu toate că el a fost un personaj nelipsit în vlogmasul nostru și e totuși minunat să fiu în formula asta proaspătă, chiar dacă daily vlogurile în general sunt despre familiar și despre cotidian și despre rutină și lucruri pe care le-ați mai văzut cu siguranță, dar după toată avalanșa aia de vloguri pe care am avut-o în decembrie, vlog după vlog pe vlog, când a fost cu vlogmasul și pauza care a urmat, acum parcă sunt cu totul alt om. E un suflu foarte proaspăt, mă simt cât se poate de fresh și plină de energie și abia aștept să facem în continuare daily vloguri, să dăm startul, pentru că în ciuda materialelor pe care le-am tot postat de când am revenit pe YouTube, de când gata cu concediul, ele n-au fost daily-uri. Am avut noi așa un vlog de călătorie, dar v-am zis eu, nu e chiar tot aia. E, și la fiecare pe care l-am postat apărea măcar o persoană, deci au fost de fiecare dată mai multe, care să mă întrebe, auzi, dar un daily, când faci tu? Când încep daily vlogurile? Sunt în continuare cele mai iubite clipuri la mine pe canal. Știu că părerile sunt împărțite, dar dacă stăm să cântărim așa, majoritatea preferați aceste daily vloguri. Tocmai bănuiesc eu pentru că e vorba de acel sentiment de familiar, de universul balabanian, domnule, care mă desfășor până la urmă. Și vom avea cât se poate de familiar în timpul daily vlogului ăsta. Cred că pot să filmez astăzi, mâine, e weekend, o să mergem la târgul de vechituri, mă pregătesc aici, sunt cu cafeluțul în față, vedeți? You know nothing, Jon Snow, eu în continuare sunt cu Game of Thrones-ul ăsta, dar după ce termin, mergem la târgul de vechituri. Mă întâlnesc cu o prietenă pe care cred că voi nu o știți, o să o fac cunoștință acum și weekendul ăsta cred că o să cam petrecem împreună pentru că târg de vechituri, după care poze, am închiriat o locație foarte drăguță ca să fac niște poze, niște materiale frumoase pe weekendul ăsta și am zis dacă tot voi fi acolo, hai să profit de treaba asta cât mai mult și am invitat-o și pe ea și o să venim și cu prietenul ei și o să vedem cum o să ne desfășurăm. Nu avem un program fix, adică nu știu dacă o să dormim acolo, nu știu dacă o să stăm neapărat acolo, dar implică Remi categoric și în principiu o să vi prezint și vouă și o să petrecem timpul și cu ei. Vedem cum o să ne desfășurăm, care va fi dinamica, însă eu sunt aici. Vreau să facem poze așa cum v-am zis pentru că am un proiect foarte drăguț. Mergem imediat la mususa de toaletă să vă arăt despre ce va fi vorba, măcar așa pe scurt. Și știți că în daily vlogurile pe care le-am făcut în 2020 a existat constant această componentă a pozelor. V-am luat cu mine la making of-uri, să zic așa, adică la scena aia din spatele cortinei, momentele alea de realizare a pozelor pe care le fac, a videorilor sau a pozelor, au tot apărut momente de genul ăsta. Și o să facem acum la fel și o să fiți acolo cu noi, o să vă fac poate și turul apartamentului pe care am chiar, care e foarte frumos și sper să avem lumină bună. Asta ar fi singura mică problemă dacă va exista. Însă, hai să îmi termin și eu cafeluțul, să ne vedem acolo la măsuța de toaletă și continuăm. Știu că vă place cana asta și o să mă întrebați cu siguranță. Este de pe Ocean luată în cazul în care vă interesează. Beneficiem de o prezență specială cât timp vă povestesc una alta. Mă rog, nu știm dacă va rezista la final, dar nu va rezista, evident. Brunosul șef s-a prezentat puțin așa, doar cât să investigheze el, să-și dea seama ce se întâmplă domnule și nu știe. Rumbul al meu, desigur, la mulți ani de la culcișorul lui de vampir și a făcut intrarea la revedere pe anul ăsta. Revenind, produsele despre care vă vorbesc sunt săpunurile lichide de la DAF, care îmi imaginez eu că nu vă sunt străine, cu siguranță le-ați mai văzut, măcar dacă nu le-ați folosit, măcar varianta
asta clasică, de aici originalul, dar sigur ați dat de ele pe vreun raft, într-un magazin sau, nu știu, poate chiar le-ați avut măcar ăsta, cum spuneam, cel care există din totdeauna. Mai sunt însă alte, una, două, trei, patru variante am eu aici, mai am însă vreo trei, pe lângă cea originală, asta fiind preferata mea, cu floare de lotus și cu apă de orez, care miroase minunat a flori, e practic o primăvară îndesat acolo în borcanul ăsta. Varianta originală, cum spuneam, mai este varianta cu castravete foarte proaspătă, revigorantă, și varianta cu vanilie și cu unt de shea, care e foarte mâncabilă, adică are un parfum așa, mă rog, este un miros discret, delicat, dar e foarte mâncabilă, mi-o senzația. Eu știți că sunt gurmandă și apreciez mirosurile astea în tot felul de creme, loțiuni și așa mai departe. Săpunurile însă, cum vă spuneam, nu sunt o lansare nouă, ele există de ceva vreme, atâta tot că cei de la Dove le-au schimbat formula, au îmbunătățit-o ca să fie mai prietenoasă cu natura. Iar treaba asta vine nu doar în contextul sustenabilității, dar e vorba și de pandemia prin care am trecut și, mă rog, încă se resimt efectele. Îmi imaginez că ne-am spălat cu toții mai mult pe mâini în ultimul an și să sperăm că e un obicei care va rămâne și că vom avea grijă de noi, de cei dragi, de familie și așa mai departe. Și da, evident că se îngrijește de asta, dar s-au gândit ei că ar fi o idee bună totuși să facă ceva și cu formula produselor lor, astfel încât să fie mai prietenoase cu natura în contextul sustenabilității. Cu siguranță ați auzit de cuvântul ăsta, e un termen din ce în ce mai des folosit și mi-imaginez eu că încercăm, sau mă rog, înspre asta marșăm, să-l aplicăm cât mai mult, chiar dacă poate nu conștientizăm neapărat că așa îi spune. Când zic sustenabilitate, mă refer la toate demersurile pentru a proteja natura, oricât de mici ar fi ele. Știți că eu mereu vă zic atunci când despachetez pachetele de la voi, că adun toate cartoanele alea, toate ambalajele, le adun, le pun în niște saci, le pun în niște saci și le duc la un centru de reciclare. Sau că vorbim despre sacoșe de cârpă folosite în locul celor de plastic, sau că, nu știu, stingem curentul în momentul în care nu e neapărat nevoie să fie folosit, sau că mai închidem apa la robinet atunci când ne spălăm pe dinți. E vorba de pași din ăștia micuți, măsuri cât se poate de minore, poate, pe care le putem aplica noi cu toții, astfel încât să ajutăm pe cât posibil la protejarea naturii, a planetei, până la urmă să ne bucurăm mai mult de ea. Despre asta este vorba și cu DAV. Asta vor ei să facă. Produsul rămâne același din punct de vedere al eficienței. Deci el este la fel de bun în ceea ce înseamnă spălarea mâinilor, protejarea lor, catifelarea lor. Știți că au formulele astea foarte emoliente, așa unctuoase, care hidratează și protejează foarte bine mâinile, dar au lucrat și la formulă astfel încât să fie mai prietenoasă cu natura. Însemnând, au îndepărtat anumite ingrediente pentru a înlătura alergenii, formula produselor nu mai este una opacă, deci ingredientul ăla care dădea opacitate produsului nu mai există, iar ceea ce avem acum este o formulă transparentă, au schimbat parfumul, iar formula lor efectivă este una aproape de 100% biodegradabilă, adică 99% ceva așa, oricum, foarte aproape de procentul complet. Așa o să fiu îmbrăcată, simpluț, drăguț, nu bat capul pentru că mergem la târgul de vechituri și acolo chiar nu este nici locul, nici momentul să fashion, ostentație și altă de astea. Cred că este mai mult decât suficient. Sunt haine pe care le-am de acum vreo 2 ani, ăsta e un pulovăraș de la Zara, blue jean. Cred că de la H&M am o curea vintage și să vedem cu ce urmează să mă încalț. Da, cam în felul ăsta mă prezint. Mi-am luat haina, mi-am luat bagajul, deși cred că va trebui să mai fac câteva drumuri pe acasă, pentru că mă foarte îndoiesc că am luat toată recuzita cu tot ce vreau să fac acolo în weekend, așa că, momentan, atâta s-a putut. Hai să plecăm și mai vorbim în mașină. Nu e cel mai avantajos unghi, dar m-ați văzut că m-am tuns și nu doar că m-am tuns, m-am și vopsit, mi-am făcut și breton, Bogdan, evident, nu mi-am făcut eu, dar îmi făceam eu, părea tuns cu ciobul în cel mai fericit caz, însă am fost acum câteva zile la el și m-am reîmprospătat așa puțin, pentru că aveam niște rădăcini înfiorătoare, era odios părul meu și se dusese culoarea cu totul, pentru că roșcatul e în continuare greu de întreținut. Chiar dacă poți să-l mai ajust tu cu niște chestii și o perioadă arată bine, după o vreme și mai ales ținând de cât de des îl spăl eu, având în vedere că am părul gras, după o vreme totuși culoarea se duce și nu mai e ca la început, că n-are cum să fie ca la început. Și am fost acum, zilele trecute am fost la el și zic hai să facem și o schimbare mică, așa mi-a atuns un pic și din vârfuri oricum, dar zic că hai să facem și puțin de breton, pentru că eu am senzația că mă avantajează mai bine un breton așa pe lateral, cu toate că am cochetat puțin tel și cu ideea unui breton drept, numai că nu sunt foarte convinsă, pentru că n-am mai avut de multă vreme, cred că ultima dată eram clasa a 7-a, când a apărut o reclamă la televizor, era cu o tipă tunsă așa, avea breton din ăla pe frunte, pe toată fruntea. Și mi s-a părut mie foarte mișto, aveam și părul ceva mai lung atunci și mi-am făcut și eu. Și mi-amintesc că în momentul în care am ajuns la școală, nu m-a recunoscut dirigintele, că nu știa cine se uita la mine, dar tu cine ești? Zic, eu! Păi dar nu mă știți, boss, pala ban, cum? Adică, a,
șefule, tu ești... Eram șefa clasei în perioada respectivă și așa îmi zicea, șefule, era un domn tare simpatic, nu știu ce mai făcând, nu mai știu nimic de el, de multă vreme trebuie să intre pe ai mei. În orice caz, cum spuneam, cochetam cu ideea unui breton drept, dar am zis pentru moment, hai să facem o chestie așa pe lateral și vedeți, uite, l-am scurtat un pic. Este și proaspăt spălat acum, abia am ieșit din duș, am zis să fiu și o proaspătă pentru astăzi, că în cazul în care m-ați văzut acum câteva ore, zici că eram nespălată pe cap de 5 săptămâni, când eu de fapt am, nu știu, cred că maxim 2 zile, că știți, mi se îngrașă repede, n-avea nici șampon uscat în el, sub nicio formă, așa că am rămas în varianta asta. Și am și închis puțin culoarea, însă e un roșu superb, mi se pare mie, cred că îl vedeți cu reflexii frumoase acolo de la soarele ăsta, sper să avem soare și astăzi și mâine să pot să-mi fac pozele în voie, dar strălucește tare drăguț în lumina soarelui, e un rubiniu, așa, o piatră prețioasă, superbă, 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 pe care mă bucur mult de tot că am actualizat-o, pentru că nu era bine, mai ales pentru început de an, nu vreau să fiu răpănoasă și nașpetă, așa că am rezolvat, sunt bine pe planul ăsta, mergi tot înainte. Iar în 200 de metri voi merge tot înainte. De asemenea, am fost la Corina, la unghii și șoc și groază, nu mai am roșu. Am zis să trecem totuși la un roz. În momentul în care am ajuns la stimabilă, îmi zice, da, hai să mai variem puțin. Ea săraca tot timpul îmi spune, deși de cel mai multe ori n-are cu cine, că eu sunt setată fie roșu, fie nude, dar am zis de data asta, hai să executăm și să variem puțin, că poate vine mai repede primăvara. Așa că nu m-am îndepărtat oricum foarte mult, nu m-am dus spre albastru sau verde, Doamne ferește. Tot o variantă de roșu, dar una mai dulce, mai Barbie, așa mai de vară. Am mers pe un roz foarte, foarte drăguț. Chiar culoarea era ceva summer... ceva, nu mai știu, bright summer, chestie de genul ăsta. Sunt culorile pe care le au ele la salon, nu mă pricep exact, adică nu știu dacă se găsește în comerț treaba asta. Înainte. Bună ziua! Mă duc acum spre târg, cum vă ziceam, mă întâlnesc cu Ioana, nu știu dacă v-am zis cum chemă pe prietena asta mea, pe care o veți cunoaște. Mă întâlnesc cu Ioana undeva la AFI și după ce ne întâlnim noi la AFI, o să mergem împreună de acolo. În 800 de, 800 de metri, virează la stânga. Vire și la stânga, dar mai am până acolo. Ne întâlnim acolo, o vârf în mașină și plecăm să vedem ce găsim, domnule. Sper să avem baftă, pentru că nu mai fost de multă vreme la târgul de vechituri. Cred că din septembrie era cald afară în vremea în care am fost. Și mi-e dor și știți că îmi place mult de tot să mă bucur de experiența asta și mi-e atât de dor de acele târguri din străinătate, unde totdeauna găseam lucruri faine. Nu cred că mi s-a întâmplat vreodată să merg la un târg de vechituri în afara României și să nu iau ceva, să plec de acolo cu mâna goală și nu forțat, adică nu cumpăr niciodată doar de dragul de a cumpăra. Dar n-am mai fost de atâta timp și chiar îmi doresc tare, tare mult cu prima ocazie când voi ieși și voi avea posibilitatea de a vizita un târg de vechituri. Vreau să-mi iau tot timpul să explorez, să scotocesc, să mă umflu și să mă umplu mai degrabă de naftalină și de praf și de toate chestiile alea mai puțin plăcute, că tot vorbeam de săpunuri și să ne spălăm pe mâini, să avem grijă de noi. Și uite, și asta vine mână în mână cu sustenabilitatea. Și apoi, și asta vine mână în mână cu sustenabilitatea, pentru că e vorba de și de reciclare, dacă vreți, și practic de prelungirea vieții unor obiecte care deja există acolo. E păcat de ele. Iar eu știți că militez pentru asta de multă vreme, cu multă înainte să existe eu pe YouTube, pe partea asta de vintage și să folosim ceea ce avem deja, știți, de cât timp scotocesc în SH-uri. Era o vreme când acolo îmi petreceam practic aproape fiecare zi a săptămânii, dar astea s-au mai schimbat în timp și nu neapărat pentru că mi-am dorit eu asta, în continuare merg cu aceeași plăcere și uite chiar acum când am fost la Buzău de sărbători, am fost cu mama în second hand-uri, n-am găsit nimic, asta e problema, nu s-a prins nimic, nu s-a lipit nimic pentru că nu mai sunt aceleași vremuri, dar eu am aceeași plăcere și aceeași bucurie și mă bucură chilipirurile astea și vânătoarea, v-am povestit de multe ori că e acel sentiment că te duci, nu știi ce o să găsești, nu știi peste ce comori dai și de multe ori mi s-a întâmplat să găsesc niște lucruri la prețuri absolut de nimic, lucruri minunate, la asta mă refer. Da, asta face parte din experiența SH-ului, scotocitului, târgului de vechituri, așa că sper să avem baftă, gata, concluzionez cu asta, sper să avem baftă acum și să găsim niște treburi frumoase și deosebite și la prețuri de nimic, dacă se poate, moca ar fi indicat. Evident că am parcat foarte departe de târg, nici n-am mai ajuns la AFI să mă întâlnesc cu Ioana, ne vedem direct aici, însemnând că ea o aduce prietenul ei.
Iar eu am venit cu prietenul meu, cu Briciulică. Adică e super aglomerat, e super aglomerat, poate și pentru că e cald afară, adică sunt 13 grade din ce am văzut, era o chestie notată pe undeva și zicea acolo că sunt 13 grade. Dar vă dați seama, e practic primăvară, cu toate că eu sunt destul de înfofolită așa, deci îmi imaginez că o să fie puhoi de oameni așa cum văd mașini. De asta m-am învârtit destul de mult până în momentul în care am reușit să găsesc un loc și ala departe, în parcare la Dedeman, deci e mult de mers până acolo. Am fost la bancomat, am scos niște bani să am cash la mine, pentru că aici nu faci nicio treabă cu cardul. Și acum să ne întâlnim, să ne găsim pe aici pe undeva și să vedem ce scotocim, ce comori descoperim. Vai, de ce plin! Dar o fi complet? Nu cred. Nu e. Putem să jur. Ceva ponosit care s-a calificat. Cum ai zice tu? Și la stajindu-i eschise. Îl dau, dacă-l vrei, asta-mi e. Vezi, Gubi, să nu se dezmembreze cu totul, că deja știu, e. Știu, știu, că am văzut-o de atunci. Văzut-o, invidiosule. Asta și prin litiera pisicii, cine știe unde asta. Tu nu ne arăți nimic aici. Eu am luat asta. Păi da, dar gustul gol nu. Nu, știi că nu mă calific. Nu, de alea nu. Alea sunt pentru avansați, nu. Ceva am găsit. Ia vezi. Ceva am găsit. Doar că ce trebuie. Sunt de 3 ori mai mari și da. Sunt fine. Asta ar fi. Să mă uit acasă, înțelegi? Hai că mergem. Și am și cu Peggy. Altceva? A dat unul înapoi. Dar mai încercați, oricum le aduc. Acum sunt în urmă. Terminaram la târg și vă vorbesc acum de la cazarea minunată pe care am închiriat-o pentru weekendul ăsta, cum vă ziceam. Am găsit un Airbnb foarte frumos. De fapt, dacă ați urmărit voi pe Instagram acum o săptămână sau două, când am postat eu acel clipuleț cu Avon, ați văzut poate că eram într-un apartament sau, mă rog, o locație foarte frumoasă, cu niște tablouri deosebite pe pereți. O să inserez pe aici clipul. Și am făcut mai multe materiale acolo pentru că locul era ultra instagramabil și a fost foarte drăguț și proprietarii foarte amabili, adică am avut tot confortul posibil, astfel încât am reușit să mă desfășor și eu cum trebuie și să profit de un loc nu doar confortabil, dar ceva în care pot face poze, mă pot desfășura și eu fără să am probleme, plus că era foarte, foarte luminos. E, și pentru că mi-a plăcut acolo și pentru că aveam acum nevoie de ceva drăguț pentru ce vă ziceam, proiectul și mă rog, o să fac mai multe poze pe care mi le doresc aici, am zis să apelez iarăși la proprietarii care sunt în apartamentul ăsta minunat, al cărui tur urmează să-l vedeți, astfel încât s-au legat lucrurile și acum ne aflăm în trânsul. O să vă arăt ce și cum sunt cu Ioana. Ioana, arată-te publicului acolo în spate. Ioana care a fost drăguță și m-a filmat la târg. Deci am fost, ne-am plimbat, am luat niște prostii, nu știu dacă le vedeți în spatele meu acolo, o să vă arăt niște diverse. Le-am urcat în apartament aici, nu pentru că aș avea neapărat nevoie de ele, dar cât să le vedeți și voi să vă arăt cu ce m-am întors acasă. Pe lângă asta trebuie să vă arăt o umbreluță foarte simpatică pe care Ioana mi-a găsit-o, descoperit-o nu la târg, ci a descoperit-o la cineva într-un grup din ăsta pe Facebook, Marketplace se numește treaba aia, și s-a dus să ia umbreluța de la persoana care o vindea, după care ne-am întâlnit și abia după am mers la târg. Este o minunăție și un deliciu și vă arăt toate cele. Dar până acolo, hai să vă fac
turul, să vă arăt ce se întâmplă pe aici, care sunt dormitoarele și cum ne vom petrece. Astăzi, mâine, să vedem. Ca idee însă, uite, asta e priveliștea din baie. Nu știu dacă vedeți voi acolo, Casa Poporului, uite-o. Deci view-ul este ceva wow. Ăla care era la Cismigi, unde am stat atunci, la fel avea o super priveliște, pentru că erau niște geamuri înalte de sus până jos și vedeai asupra întregului parc. Pe lângă asta ningea și a fost așa un basm și o poveste de acolo până acolo. Atâta tot că în a doua zi cât am stat acolo, fusese puțin tel întuneric, nu ieșise soarele deloc. Dar chiar și așa, având în vedere că eram foarte sus undeva pe la etajul 8, dacă mi-amintesc eu bine, tot intra foarte multă lumină, erau și geamurile alea foarte mari, astfel încât ne-am desfășurat foarte bine. Dar hai să nu mai lungesc, întorc camera și vă prezint ce și cum se află pe aici. La intrare, în mod normal, astea nu există, astea sunt ale noastre, geanta mea, prostiile de la târg, telefon, geanta Ioanei, ochelarii ei, dar fără ele, ar fi oglinda asta în față și o măsuță așa foarte drăguță, cu ceva obiecte de decor. Veți vedea că toate apartamentele, mă rog, câte detalii voi apuca eu să vă arăt și cu ce ați mai văzut poate pe Instagram, dar veți vedea că în toate sunt detalii de genul ăsta foarte simpatice și e făcut cu bun gust, sunt decorate cu bun gust, deși sunt foarte diferite între ele. Ăsta nu mi se pare că are prea multă treabă cu cel de la Cismigiu. Era un pic altă atmosferă acolo. Revenind, avem aici un cățel, el drăguț, un buldog din ăsta pe care să ne așezăm. E un fel de taburet, o chestie așa. În partea asta la altă un ceas și aici este baia de unde v-am arătat priveliștea de mai devreme. Baia e foarte frumoasă și ea. Acum eu sper că o vedeți la adevărata ei valoare și culorile sunt alea care trebuie. Uite, așa aș vrea și o baie la mine acasă. Chiar m-ar deranja să fie în felul ăsta. La mine baia este spațiul cel mai mic, cel mai întunecat, cel mai trist și urâțel dintre toate. Așa că în momentul în care prind astfel de băi, mă uit la ele și parcă vine să le pup. Să vedem, poate să reușesc să fac și ceva poze pe aici. Un dulap cu tot felul de treburi, cu fier de călcat, deodorant, mă rog, nebuneri, toaletă, bideu, priveliștea minunată. Uite, Casa Poporului se vede în full și aici ai dușul ăsta în care intri direct. Vedeți? Dacă ne luminează cum trebuie. Deci e așa o treabă. Sac, intrat în duș și ai mult spațiu. Uite așa. Iar acolo e mașina de spălat la care în mod normal n-ajungi. Așa. Apoi, dacă este să pătrundem în apartament, este Ioana acolo care stă cu minte să-mi termine treaba, să vă povestesc vouă ce și cum. Aici ar fi livingul cu bucătărie, cu tot. Aici o să ne desfășurăm cu pozele. Avem această idee fantastică, minunată, pe care o veți vedea pusă în practică de îndată ce termin turul. Dar ca idee, uite, din nou, bucătărie frumoasă, așa cum eu nu am, pentru că la mine este mic, trist și întunecat. Dar, na, e vorba de poziție, e vorba de apartament, că una e să ai apartamentul tău să faci ce vrei din el și alta e să fie al altcuiva, iar eu știți că stau în chirie, dar uite-te tu, ce priveliște minunată. Cam așa, blat. Toate utilitățile pe acolo, espresor de cafea, ne-au lăsat și niște ciocolățele. Astea sunt sigură că sunt tixite de farfurii, dacă mor și alte alea. Pac, 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 lăm de tot felul. Aici ar fi zona livingului cu o plasmă și din nou aceleași decorațiuni, accente de-astea aurii cu verde, cu auriu foarte frumoase. O masă de toate. Canapele, protocale, tot ce vrei tu. Și în partea astălaltă, dacă mergem, sunt cele două dormitoare. Asta ar fi unul. Uite așa, arată aceeași combinație cromatică. Verdele ăsta frumos, smaraldul ăsta. Uite, ne-au lăsat și niște ciocolățele Toblerone aici, cu prosoape. Sunt foarte ospitalier, v-am zis, sunt foarte, foarte drăguți. Cu alb, cu verde. Uite așa, și o blăniță ce-ar face rumbul din asta. Mamă, ce s-ar distra. Scaun, niște tablouri acolo. În partea asta mă vedeți și pe mine. Hola! Eu sunt și uite, asta ar fi priveliștea încoace, se mai vede un pic de zăpadă pe ceva acoperișuri din partea aia. Tot felul de detalii, ăsta uriu ecvestru aici, frumos, foarte frumos, îmi place cum este decorat, un șofoner în partea asta și apoi dacă este să mergem la celălalt dormitor, avem așa un hol drăguț pe care îl traversăm. Aici mai este o baie pe care vă arăt imediat și aici încă un dormitor, foarte fain și el. Tot așa avem ciocolățele acolo, detalii de-astea frumoase, cu veioze, noptiere, patul care este mai mult decât imens. Aici o măsuță, un fotoliu, uite așa,
și o oglindă să mă văd. În partea asta ar fi și un balconaș mic pe care nu știu cât reușesc eu să vi-l arăt acum, dar ca idee cam așa. E mare, e spațios, e foarte bine compartimentat și ai loc suficient, slavă Domnului. Așa, acolo șifonierul, aceleași detalii drăguțe și în partea asta este ultima baie, care arată așa, nu știu exact de unde ar trebui să pornesc lumina, cred că așa, nu, vrei? Da, gata, uite așa, țac, și încă o baie din asta. Deci, ăsta ar fi apartamentul, ca să vă faceți voi o idee. Bun, acum cred că o să începem să ne instalăm pe aici, să mai prindem un pic lumină, atât cât se mai poate, pentru că este un 3 după amiaza, cred că s-a ajuns la ora asta și nu mai avem foarte mult timp lumină și o să încercăm să facem niște chestii drăguțe atât cât se mai poate. După care, program de voie, am adus Remiul la noi, probabil că o să comandăm niște pizza, să vă arăt și vechiturile, dar întâi să mă ocup de asta cât mai avem puțină lumină. Da. Să vă arăt până mă apuc să desfac toate cele și exemplific în detaliu tot ce am luat de la târgul de vechituri. Am găsit o chestie pe care chiar să o folosim acum în ședința foto, anume am găsit niște, cum să le zic, tacâmuri pentru amestecat salata. Art deco vechi, asta ce ar fi argint, aici sunt marcate cu ceva bachelită, nu știu exact ce material ar trebui să fie ăsta, dar vin în cutia lor așa și sunt foarte frumoase. Sunt efectiv tacâmuri cu care amesteci salata, furculița și lingura. Așa că o să le spălăm și o să le folosim și pe ele. Pe lângă... Spune că jumătate din negociere s-a făcut în romanic, da? I-a plăcut Ioane foarte mult la târg. A fost o experiență vastă și mai ales bogată din punct de vedere cultural, dar muzical. Pe partea muzicală a fost exact ce trebuie. Absolut deosebit, da. Și am luat o felul de legume de-astea ca să facem salată cum trebuie. Anghinare, n-am mâncat în viața mea anghinare, nu știu. Adică dacă o fi mâncat, nu știu. Pâine, astea aici sunt alioane, avem niște salată, avem niște ardei, avem porumb, niște cola, mă rog, care n-are ce să caute, alte salate și alte ardei de spălat în partea asta. Și ar trebui curățate și astea, să le facem frumoase. Uite că nu m-am gândit să le fi băgat eu în soluție de aia de curățare. Știți că eu am această tehnică de excepție de a le curăța, dar ne descurcăm și în felul ăsta. Am niște pastă de dinți. Ah, da, ar putea funcționa. Să-ți aduc pastă de dinți? Dacă vrei... Este și a mea, dar nu știu unde exact. Poftim? Chiar sunt? Da, sunt, iar timp. Sunt toate, dai seama, da, nu-ți imagina că... Deci uite, l-am spălat pe ăla din stânga acum, cred că vedeți că e încă umed. Și era identic ăstuia din dreapta. Și l-am spălat cu apă și săpun, nu i-am făcut mare lucru. Dar asta e șmecheria, în momentul în care avem argint, se curăță frumos, se curăță chiar și cu apă și săpun. Adică, evident, ideal ar fi să fie băgate niște soluții speciale, să fie dat măcar cu o pastă de dinți sau niște sare. Dar chiar și așa, doar de la apă și săpun, uitați-vă ce diferență mare este. Și acum mă apuc să-l spăl și pe ălălalt și cred că vedeți ce detalii frumoase are setul. E ce trebuie. Just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't know what you need. Terminăm cu pozele și au ieșit foarte drăguț, o să vă arăt, bineînțeles, dar cât mai avem încă lumină, stați să vedeți care-i treaba aici, așa, pe balcon, pentru că o să se întunece cât de curând și va fi altă priveliște. Deci, da, mare și acolo, superbitate și aici, peisajul ăsta e cam dezolant, așa, măcar dacă era alt, dacă era cu niște zăpadă, dar e perioada aia de tranziție între... iarnă și primăvară, când nu e niciuna nici alta. Deși astăzi gradele, v-am zis, s-au simțit destul de sus. A fost cald, aproape primăvară. Dar așa, copacii ăștia gălași, cam tristuți. Altfel, lumea circulă, parcare de tot felul și ăsta ar fi balconul. O să-mi faceți o idee. Deci, super view. Ce ai de aici? Uite așa! Și rămân în continuare foarte încântată de achiziția mea de astăzi. Deci sunt superbe tacâmurile astea pentru salată. Sper că eu le-ați putut vedea cum trebuie, dar numai diferența pe care a făcut-o spălatul. Deci e clar că oamenii aia care le-au avut înainte n-au dat niciodată cu o cârpă măcar pe ele, pentru că aia era mizerie pe deasupra lor, toată negreala aia.
Da, acum arată exact a ce trebuie. Și uite, ca să vă arăt ce am luat de la târg, după care va trebui iarăși să vă spăl pe mâini, am luat acest tablou care este, nu vă înșeală privirea, rupt, adică are rama asta făcută praf. Vedeți? Eu am sesizat-o de acolo, dar a fost ieftin, am dat 17 lei pe el și zic, lasă că văd eu ce-i fac, îi pune ceva, îmi plac ramele astea rotunde, ovale, deci a fost minunat. Guvidul, prietenul Ioanei, a fost extaziat de acest tablou, cred că l-ai filmat și pe el când eram acolo, nu? Da, a ieșit și el. I-a plăcut, da, a fost extaziat de călătorie și în general de achizițiile mele. A decretat că eu cumpăr doar ce este rupt, deteriorat și făcut praf, lucrurile întregi, nu? Așa că tabloul ăsta trebuia neapărat, deci nu puteam să-l las acolo. M-aș întreba, dar știi cine e doamna? Zic, nu, nu aveam de unde. După care a fost foarte încântat și de acest aspect, am luat sonate de Enescu pentru pian și vioară. A, am dat 10 lei pe asta și pe asta am dat 17 lei. Deci, mai mult decât avantajos. Nu? Regretele mele. Dar și asta e tot de acolo, Enescu, Țaca, Țaca ăla. Da. Nu? Sunt frați de... Sunt asta, Milion Boss, da. Așa că am luat și ăsta. Și să vă arăt minunăția, deci să vă arăt ce mi-a adus mie Ioana astăzi, dar pentru acest aspect trebuie să mergem undeva la lumină. Pentru că aici se află ceva cu adevărat magic. Stați așa, să vedeți. Să vedeți. Și budigăi de la Zara. Și budigăi de la Zara, da. A fost în Zara cu câteva zile și a găsit acolo niște pantaloni într-o măsură care teoretic ar trebui să-mi vină și mi-a luat. Așa că iarăși pe aia imediat. XX. Da. Cred că mă vedeți de acolo. Dacă vă pun, uite așa, e mai bine. Încerc să stau și în dreptul geamului ca să prind cât mai multă lumină naturală, că după aia știți că se strică. Deci, avem acest obiect, care este o umbreluță de soare, din nou deteriorată, care a fost foarte pe placul cuvintelui de când a văzut-o, pentru că a găsit-o Ioana, nu știu, undeva pe Facebook, la... Pe marketplace-ul ăla, așa, ce-mi zicea ea. Și mi-a trimis poze și mă întreabă, vrei acest obiect, te tentează sau ceva în zona asta? Și bineînțeles că în momentul în care am văzut-o, am salivat și am zis, da, eu mai am din astea, le-ați mai văzut în poze sau pe aici, cu siguranță le-ați mai văzut. Și a rămas că s-a dus ea să se întâlnească cu persoana care o vindea. S-au întâlnit astăzi, după care m-am întâlnit și eu cu ea și cu guvitul. Și atunci am intrat în posesia minunii, iar el mă miștocărea că e prea mică și că e deteriorată și că e de păpuș. Dar nu e nici de păpuș, nu e nici jucărie, e o chestie, uite așa, e de soare, vezi? Deci pentru dimensiunea mea este ce trebuie. Este petată, într-adevăr, că n-a, e foarte veche, bănuiesc că e de la... Mi-a și zis, citezi, băi nene, că e uzată. Uzată? Ce facem aici? Păi eu numai așa vreau. Deci nou, dacă era nou, nu doream. Da, dar apoi după târg s-a prins. Dar este foarte ok, care e problema? Ai puțin îngălbenită de vreme, dar... Na. Bunica mea le spală în apă de ploaie, deci adună la strea și mergheane de apă de ploaie săraca, pentru că e, nu știu cum, are mai puțin calcar de la sau ceva în ea. Și protejează scăsăturile astea vechi, dacă ia pe aia de ploaie și nu de la robinet. Și adună, stă să plouă cu Lidianu acolo și când are... Mi-a mai curățat una așa, că am avut una luată de pe OLX și mi-a făcut o țâț. Dar nu era frumoasă ca asta. Și asta este superbă. Are fântițe, uite mă, are fântițe și aici sunt niște chestii, mărceluțe, nu știu cum ar veni ele, cu sute așa sau e o țesătură, o chestie. Spițele sunt ok, arată foarte bine. Am și ciucure în partea asta. Se vede? Da? Deci am și ciucure și mânerul ăsta e de chihlindar. Deci este o minunăție. Și chiar l-am uitat pe OLX după ce mi-ai arătat. O să văd dacă are la vânzare și acolo, că mă gândeam că poate ia preț. Dar nu. Nu. Deci era doar... Să vedem acum ce mai are, că mai are chestii interesante. Da. Da. Ia uitați-vă voi. Am umbreluță doar să vină vara și sunt bine. Este minunată. Sunt foarte încântată. Se confiscă. Așa, și să vă arăt și pantalonii. La Zara sunt reduceri momentan. Și bineînțeles că am profitat mult și în detaliu. Ce mai e aici? Ah, alea de la MAC. Da, am de la MAC. Mi-am mai luat și niște chestii de la MAC, că n-am putut eu să ajung și dacă a avut ea drum, mi-a luat și... Ah, ai dreptate, mă. Da. Deci, fii vedea... Am zis că-s mișto că au ținut așa, ți-am zis că sunt, vezi, da, simți da. Materialul, nu? Că nu e chiar... Deci sunt pantaloni de ăștia palato, adică de aia largi, până jos, până în pământ,
pe care eu i-am văzut în momentul în care mi-a trimis poza, uite ceva exces poate te interesează și așa, am zis că sunt din aia de pescar, adică până la gleznă. Ciulot, da, nu, da. Nu, nicio treabă. Am zis că ție îți veneau până la gleznă și mie, deci mi-ar fi fost lungi. Nu, deci chiar sunt super lungi. Da. Și au fost, uite dacă vedeți, 59 de lei, ceea ce este super de bun simț pentru Zara, reduși de la 200, nu i-a vrut nimeni, evident. Dar sunt mișto rău, nu? Sunt așa pe pescărie și apoi mai am niște treburi de la MAC, hai că facem haul în daily vlog-ul ăsta. Mai am niște chestii de la MAC aici, pentru că au și ei reduceri și tot așa s-a dus Ioana și m-a întrebat și pe mine dacă vreau ceva. Nu știu dacă mai țineți voi minte paleta aia de concealere despre care v-am tot povestit, eu am arătat-o din catraliar de ori. Eu mai țin minte. Ea o mai ține minte, da. Aia și pantofii roșii de la Zara. Aia, da. Chiar i-am menționat în colecția. Am auzit, dar când ai zis că vei să-ți iei iar, m-am deja. Deja. Special, deci dacă îi găsesc... Și arunc adică și puteam pe ortopedică, te rog. Dar nu i-am mai purtat pe aia, nu i-am mai purtat de... Dacă îi vedeam, acum când am fost la tine... Nu, am... este foarte invidioasă că ea n-are. Am niște Adidas-e cu talport ortopedică, singura pereche din viața mea, am dat bani pe ei chiar. Isabel Marant, oana pe dracu, că erau Aldo. Da, aia a început isteria cu ea atunci. Da, dar nu se mai poate acum de multă vreme. Și am tot blestemat. Invidioasă. Da. Și am avut în, Paris cu 2 ani când am fost cu Disneyland. Atunci am purtat ultima dată. Și atunci s-a manifestat dragostea eternă în comentarii. Ai zis ceva? De atunci mă vântuie, da. Ceva? În piața publică. Nu știu. Îi plac foarte, foarte mult. Dar pe aia nu i-am mai purtat. Însă, paleta de concealere, da? O am și eu. Cât a fost asta la reducere? 99... Deci a avut reducere mică. 50 ceva de genul. Nu, 50%. Are. 50%? E 200 aproape, da. E 190 ceva de lei. Mamă. Da, deci asta este. E fată, sunt, e mac fată. Ce? Da, adevărat, adevărat. Eu de ce proaspătă e? Mamă, mamă. Aia pe care am avut-o eu, mă rog, era în ultima fază, săraca, era scobită până la ultima fărămiță acolo. Asta era atât de frumos că mi-e și jenă să bag degetul în ea. Dar da, sunt super bune concealerele astea, sunt foarte puternice și am, acum, nu știu dacă mă vedeți, dar mi-am făcut o zgaibă în bărbie, așa că va fi utilă. Și mai am un primer, care ăsta cât a avut? Mai știi? Nu, am avut puțin ăsta, de la 123 sau ceva de genul, la 90 și ceva. Asta dar cred că ai și bonul pe acolo. Nu, că nu, te întreb doar ca să le zic lor, nu de altceva. Și ceva de lei, cred, da. Ăsta cred că se vinde rău și de-aia, adică da, foarte da, bine. Da, mă refer. Paint. Softocru e... Da. Paintpot, îl vedeți acolo? Așa, am zis am un primer ca lumea pentru ochi, pentru că m-ați văzut că am început să mă bidinesc cu albastru și alte treburi de ăștia și zic să țină mai bine și să fie pigmentul ăla, să vadă mai frumos, să fie mai intensă culoarea, așa că să am și un primer mai bunicel. Și l-am mai avut pe ăsta acum niște ani și am fost mulțumită de el și dacă tot era la reducere acum, zic i-am și mie și decartez după. Deci, da. Însă, vedeta rămâne acest umbreluț, da? La pif de rezistență. Da. Deci la noapte avem două dormitoare, v-am arătat. În dormitorul meu voi fi eu pe pernă și umbreluța pe cealaltă pernă. Pute, dar nu contează, este... am uitat să vă arăt. Asta nu este produsă cu intenție, dar eu mi-am luat pijamaua la mine, totuși, însă n-am luat cordonul. Și dacă n-am cordonul care să o țin aici în talie, sunt umblu cu toate alea pe afară, balanga, balanga. Prin urmare, aș prefera să nu fiu balanga, balanga. Și am luat și o cureaua de la blugi și acum sunt maneloasă coca crocodil sau ceva. You never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone, 'cause when you're gone, I miss your face. Late o'clock, body talk, there's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Tear apart, issues left behind, restart.
never wanna give you up. I know we've been through way too much, but I'm confident we'll make it through. I'm here for you, you're not by yourself. Late o'clock, body talk, there's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Am dormit neîntoarsă, chiar cu vreo oră în plus față de cât mi-am propus. E 9:30 acum, de fapt o oră jumătate, așa. E 9:30 acum și eu de fapt voiam să mă trezesc pe la un 8, să fiu în picioare. Dar patul ăsta e mult prea confortabil și plăcut ca să reușesc asta. Dar vă place coafiura mea? Nu sunt foarte bine, comparat cu felul în care îmi stătea părul ieri. Eu zic că... e ce trebuie. E cald, e bine, e plăcut, e așa, male. Aș mai dormi 2 zile, 3, 4, 5. Ați mai stat aseară? Hmm? Ați mai stat? Aseară? Eu am mai stat, că e cu vremea pe YouTube și pe... Da. Normal. E bine. Mă gândesc că ai dormit și tu. Am dormit de până la 4, așa, până la... Urmăriți-mă pentru mai multe rețete. Pare ceva fin acolo. Este. Este, nu? E cu adevărat. Ia. Brico vrea să știe, dă-ne rețeta, Ioana, cum ai preparat ce este aici? Spune, care e ingredientul secret? Iubirea cumva? Dragostea? Exact, și empatia. Da. Empatia. Da. Hai să vedem dacă... Am vrut să fac un certificat, am și eu o imprimantă colorată. Asta încerc și poate face ceva. Mai ai ceva cu monocul, ceva? Nu binocul. Am ochelari din aia care se pun pe nas, pins nes, cred că da. Se numesc. Sunt micuți așa. Lornion sau cum se cheamă? Lornion ceva. Da, lornion e cam handicapat, înseamnă că am rama, dar nu am lentile pentru el. A plecat cu sonetele, este? Da, da. Your body on top of mine and hold me like you'll never let me go. It feels like I've been given... Dacă mă vedeți acolo, treaba e bună. Eu nu vă văd pe voi pentru că este un soare foarte puternic. E primăvară în toată regula în București și nu că mă plâng, Doamne ferește, să tot fie. Însă eu virez la dreapta și mă duc spre casă. Am lăsat-o pe Ioana puțin singură la apartament. Mă duc spre casă de tot, dar am lăsat-o pe Ioana puțin singură la apartament ca să mai iau eu câte ceva de la mine de acasă, pentru că am uitat, am uitat niște lucruri ieri și dacă tot suntem în București, adică na, nu este chiar imposibil de ajuns, zic să mă duc după ele, să iasă treaba cum trebuie. Așa că într-acolo merg, am sughițat până acum în continuu și chiar aveam emoții când am început să vorbesc cu voi, pentru că am vorbit de câteva ori și eram deci că eram din desenele animate, dar văd că mi-a trecut, m-a lăsat așa în timp. E foarte frumos afară, eu sunt aranjată, machiată, pregătită de toate cele, am dormit excelent, după cum v-am zis. View-ul, priveliștea aia pe care o ai în apartament e ceva, micule, să te trezești să vezi chestia aia, e frumos așa, e deosebit pentru cine are posibilitatea, cine nu, mai vede și bușchiți, mai vede și vecini, mai vede și alte elea. Dar m-am trezit, am băut o cafea, mi-a făcut Ioana o cafea acolo și m-am machiat, mi-a dat ea niște chestii de la ea pentru că a venit cu un trusoi așa foarte mare, cu farduri și mi-a adus niște funduri de ten, fonde de ten și alte de-astea pe care ea nu le mai folosește, nu îi se potrive sau, mă rog, să le încerc. Și m-am dat acum cu un fond de ten de la Max Factor pe care nu l-am mai folosit, nici nu știam mare lucru despre el, dar l-am aplicat pe față și deocamdată arată ok, o să vă zic eu pe parcurs, că vreau să-l mai testez, ei nu cred că îi mai trebuie și o să vă zic eu pe parcurs ce și cum, dacă mi se potrivește sau nu, dar deocamdată tot ce pot să zic este că are nuanța
nițelușca cam închisă pentru mine. Ioana e puțin tel mai bronzată decât sunt eu, așa că nu e potrivire 100% pe nuanță, dar dacă el e bun pentru mine ca formulă și nu beculește fața și îmi place cum se comportă la final de zi, mi-l cumpăr eu în varianta corectă, coloristic, cromatic, dracu. Însă deocamdată camuflul ăsta mă prezint, asta mi-e fața. Și filmez de pe, nu știu dacă v-ați dat seama, dar filmez de pe telefon, pentru că mi-am dat seama că n-am baterie la cameră abia când am pornit-o, ca să vorbesc cu voi și sughițeam de un catralier de ori. Dar da, asta este începutul zilei. I can't taste it with your lips on mine, that you don't love me like you did that night. I'm so nervous that you'll never feel the same, and you'll never find a place in my arms. Hey, show me love, show me love, show me love. Casa Poporului în spatele meu acolo, îmi țin companie cât timp vă mai pun eu la curent cu activitățile creative pe care le-am întreprins pe parcursul zilei ăsteia. Activități încheiate, pentru că s-a înserat, nu mai am lumină bună deloc și oricum am făcut destul de multe. Am pozat fiecare colțișor din casa asta, sau mă rog, alea care mi-au sărit în ochi prima dată, hai să zicem așa, dar am făcut poze cam în toate camerele, nu știu dacă mi-a scăpat ceva, am făcut în baie, am făcut în ambele dormitoare, am făcut aici în living-ul ăsta frumos și în bucătărie, am făcut și pe balcon și alea au ieșit atât de fain, abia aștept să vi le arăt și sunt foarte încântată pentru că asta e ce am făcut acum toată după amiaza, sunt făcute de mine. Sunt făcute cu trepiedul, de propria persoană, propriile degețele și autodeclanșator și cred că vor ieși foarte frumos. Spun cred, îmi iau așa o măsură de siguranță pentru că n-am descărcat încă nimic, nu m-am pus să editez, n-am făcut nimic de genul ăsta. Am făcut poze până în momentul în care s-a întunecat și după am pregătit și eu ce am pentru astăzi, că mai e un pic și se face 7 și a trebuit să pregătesc și eu vlogul cu postarea de Instagram, cu text, thumbnail, toate alea. Sunt detaliile astea, știi, care probabil nu sunt foarte evidente, adică voi nu le simțiți din prima, că eu stau și petrec timp și cu ele, dar îmi iau destul de mult până când le fac, ca să nu fie acolo doar am postat, dați click, știi? Adică vreau să ieși o imagine frumoasă, vreau să spun câteva cuvinte despre ceea ce urmează să vedeți și astea fac parte din postarea propriu-zisă, deci din vlogul propriu-zis și vreau întotdeauna să fie așa cum trebuie, să fie frumos, totul aranjat și la locul lui. Așa că am pierdut vreo oră și ceva și cu ele. Iar după am strâns nițeluș pe aici, am lăsat doar lucrurile de care voi mai avea nevoie în seara asta. Urmează să vină și individul, peste vreo oră, două, cred că ajunge și el. Au plecat Ioana și Guvidul de câteva ore, nu știu dacă m-am pus la curent, că de asta am făcut pozele singură și da, de fapt asta e logica. Nu v-am pus la curent de când au plecat pentru că am vrut să prind cât mai multă lumină naturală, să mă pot bucura de tot ce are de oferit apartamentul ăsta, să nu ratez colțișoare din el și n-am mai stat să vlogez, l-am lăsat să filmeze, doar l-am mutat dintr-o cameră în alta și eu mi-am văzut de treabă. Dar ei au plecat, au fost aici doar pe parcursul zilei de ieri și a fost foarte drăguț. V-am zis că i-am bătut la fontucul la Remi. Probabil că își vor lua revanșa sau mă rog, ei mă gândesc că în capul lor se gândesc că m-au lăsat să câștig, dar nu, i-am bătut la fundul, sunt această de talent. Și a fost fain, a fost foarte drăguț să fie aici, Ioana m-a ajutat cu diverse și am făcut schimb de niște farduri cosmetice, mă rog, cu alea cu vintage-ul v-am arătat, am probat și pantalonii care, să știți, vin foarte mișto și abia aștept să-i îmbrac, deci succesuri pe toate planurile, dar n-am mai plecat fiecare acasă la el, ceea ce ei au făcut astăzi, noi o să facem mâine. Acum este, cred, un 6, cam așa, să fie ceasul. În vreo oră, două, cred că va ajunge și individul și aș vrea, în principiu, să ducem din lucrurile de care nu mai am nevoie, să le ducem la mașină sau eventual să le ducem acasă.
însemnând recuzită, trepied, camere și toate cele, ca să fie mai ușor mâine când vom pleca, pentru că o să ne trezim de dimineață, pleacă fiecare, el se duce la muncă, eu o să mă duc înspre casă și să nu mai ne batem capul cu el atunci, să nu mai pierdem vremea și să-mi fie și mie mai ușor, adică dacă le ducem de acum acasă, nu o să mai fac eu mâine un catraliar de drumuri, pentru că am parcat un piculeț departe de aici. Zona este minunată, v-am zis, este cât se poate de central, dar nu poți parca chiar imediat și adică ai coborât din bloc și ai parcat. Pot cei care evident locuiesc aici, dar altfel e cu pază, cu barieră și alte treburi de genul ăsta și eu, nefiind locatar, nu locuitor, n-am de unde să am așa ceva. Deci am parcat un piculeț mai departe, așa că aștept să vină el. Și după aia o să ducem toate astea, după care ne întoarcem și rămânem aici peste seară, rămânem și noi noaptea asta, că e păcat dacă tot avem și pe astă noapte, n-avem de ce să mergem acasă, așa că vom petrece minunat cu casa poporului în spate aici, în același apartament mare, spațiu, să vedem în care dormitor vom dormi. Am pozat cu Ioana astăzi, a fost foarte drăguț în patul ăsta, am făcut niște lucruri frumoase și lumina cădea minunat de dimineață, adică era soarele exact pe partea asta și așa de fain se reflecta, vai, superb, 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 sunt așa de invidioasă de genul ăsta de apartamente care au soare și sunt luminoase și se mută într-adevăr pe parcursul zilei, adică ba aici, ba e pe partea ilaltă, dar să ai soare pe ambele părți, mi se pare așa, aha, wow, eu am numai pe o parte, numai în birou acolo unde locuiesc, am numai în birou un pic de lumină și aia doar câteva ore pe zi și când dau de astfel de case unde ai tot timpul, că e aici, că e acolo, mi se pare ceva, și de asta am vrut să explorez și să exploatez cât mai mult spațiu și să fac cât mai multe materiale, pentru că are un potențial fantastic, e foarte frumos aici și cred că dacă aș avea mai mult timp la dispoziție, aș putea să fac și mai mult. Da, să aprindem lumina, da, nu știu de unde se aprinde aici, a? Aici a stat Ioana și Guvidu, dar găsești și un bec? Cred că, a? Ia, dați așa, să vedem, am nimerit, gata, am nimerit. Spuneam că aș putea să fac mult mai multe chestii, dar treaba asta cu pozele sau, mă rog, planul creativ nu e ceva ce vine la foc automat, adică am făcut niște poze și pot să fac constant, 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 să fie și diferite, să fie frumoase, să-mi placă, să... și știu ce vreau să zic cu ele, că nu le fac doar de dragul de a, hei, uite-mă cum stau în vârful patului sau hei, uite-mă cum stau în vârful unui scaun, trebuie să aibă o logică acolo în capul meu și nu pot să le fac la foc automat, adică în cazul în care aș putea să mă odihnez și să văd lucrurile cu niște ore de somn în față și să am și altă recuzită sau, mă rog, să mă pot gândi așa la niște idei, cu siguranță pot inova. Dacă am putut eu să fac asta 3 luni de zile în pandemie la mine acasă, unde nu e atât de frumos, cu siguranță aș putea și aici. Însă, pentru moment, mi se pare mai mult decât suficient și voiam să vă recomand și vouă asta. Atunci când călătoriți pe undeva și aveți mai mult timp la dispoziție și stați într-o cazare frumoasă sau un loc nou, pentru cei cele care sunteți pasionați de poze, exploatați cât mai mult chestia asta, mai ales când aveți unde, nici nu vă trebuie mare lucru, nu trebuie să plecați neapărat cu recuzită după voi de acasă. Eu am făcut foarte multe poze aici folosindu-mă de niște păturici pe care le-am găsit, pe care le-au lăsat aici proprietarii cei drăguți. Am folosit prosoape, m-am înfășurat așa în ele și am făcut ceva frumos acolo pe balcon. Na, e peisajul care ajută, dar nu trebuie neapărat să fie un peisaj wow, nu trebuie neapărat să aveți cine știe ce recuzită, atât timp cât sunteți creativi și încercați să faceți chestii voi cu voi, cu trepied, cu telefon, cu autodeclanșator, nu vă trebuie neapărat fotograf, că v-am zis eu ce am făcut astăzi, să puteți de mine, puteți să faceți niște chestii minunate, 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 doar să încercați să gândiți așa un pic în afara cutiei, outside of the box, și să vă jucați cu ce aveți la dispoziție, de exemplu cu lumina. Mie mi-au ieșit niște cadre foarte mișto, vă aștept să vi le arăt pe alea. Uite aici în hol, vezi unde e masa aia cu oglinda? Nu știu ce am făcut, m-am luat baie la un moment dat. Și când am ieșit din baie, exact atunci punea soarele și cădea lumina, mama, era așa, era exact o fereastră de lumină, era un dreptunghi acolo, care se reflecta frumos pe peretele ăla și se vedea minunat. Și atunci am sărit după trepied, m-am schimbat în altă rochie, că m-am schimbat un milion de ori, l-am așezat acolo cumva în baie și am pozat, uite așa, în partea aia de acolo și au ieșit super fain. Dacă sunt gata la momentul la care voi posta vlogul ăsta, o să le inserez aici pozele sau măcar pe asta. Iar dacă nu, vă mai uitați poate dacă aveți plăcerea pe Instagram-ul meu și o să le vedeți acolo postate. Dar, na, creativ să fii și să-ți dorești să faci lucruri din astea interesante. Iar mie mi se par pozele, în general, nu doar de mers creativ, dar sunt amintiri. Pentru că o să-mi aduc aminte mereu de treaba asta și văzându-le în fața ochilor, parcă iau cu mine o bucată din momentele pe care le-am petrecut aici.
mă dau puțin în poezie și lirism, însă știți că eu așa sunt și mă declar și paseistă și nostalgică și am bucuria asta a amintirilor întotdeauna. În orice caz, asta a fost mare pe aici. Dacă îi mai filmat câteva cadre acum când vine individul, vedem ce și cum facem, dar cred că m-am lungit destul de mult cu vlogul ăsta. Sper că v-a plăcut, că vi s-a părut ceva interesant. O să vă linkuiesc apartamentul de aici, îl găsiți pe Airbnb. E minunat pe ăsta, poate și pe ăla pe care l-am avut când am fost la Cismigiu și mai iau și altele. Să vedem când o mai fi cazul. O să mai filmez, o să mai pozez. Foarte frumos, foarte confortabil. Ați văzut și voi cum este, că e curat, e îngrijit, e modern, e chiar și pentru cineva ca mine, care e mai pasionat de vintage, combinația pe care am întâlnit-o aici, că sunt așa niște accente de vechi, e mai mult decât minunată și nu mai spun poziția, că cred că ăsta este de fapt criteriul pe baza căruia sunt alese apartamentele celor doi proprietari. View-ul ăsta minunat, priveliștea acolo cu Cismigiu, aici cu Casa Poporului, sunt într-un mare fel. În orice caz, vă las acolo în descriere dacă vreți să vă uitați, voi vedeți ce și cum. Mulțumesc tare, tare mult dacă v-ați uitat la vlogul meu, sper că v-a plăcut și experiența asta și incursiunea în universul Balabanian din 2021. Iar noi ne vedem data viitoare cu șezătoare, probabil, apoi iarăși cu Daily Vlog, revenim la programul inițial, după cum v-am spus ieri, la începutul ăstia. Vă pupesc, vă iubesc și ne vedem data viitoare. Zi sau seara minunată să aveți!